dumneavoastră. Dăm la fiecare. Dăm la fiecare. Unde se scrie și asta? Da? Ați scris? Da. Se împarte blocurile biserică peste o nară cu trei operații, mai, așa mai departe, și sunt repartizate pe șpa. Eu aici am mormântat, aici am cununat, aici am botezat. Se împarte pratoierie și... Părintele, mai scris ceva. Deci prins cât se poate. Duceți-vă la alte biserici. Vin aici, am venit după morți, la Paște, la așa. La alte biserici are așa tabel mare. Atât trebuie să... Și pe trece tot timp, când ne luați o seară acasă, nu le-a de aici, nu există așa ceva. Cum vă numiți? Mă numesc Mustață Cătălin și sunt consilier și membru al acestei parohii. Ce răspunsuri ați primit de la arhiepiscopie? Deocamdată răspunsurile arhiepiscopiei sunt cele știute de toată lumea, acele care pun în faptă sancțiunea aceasta pentru o părelnică nesupunere canonică, datorată faptului că părintele nostru a înțeles într-un moment în care în bisericile din Focșani și din împrejurimi, hrana duhovnicească și literatura teologică erau puține. Părintele a îndrăznit la vremea aceea să deschidă pe numele familiei, cuiva din familia sa, o librărie pe care o știe toată lumea, librăria Cuvântul, de care s-au împărtășit atât mireni cât și clerici și care a reprezentat pentru noi o mare bucurie și o adăpare de har dumnezeesc și de cuvinte de învățătură. Și vreau să vă spun ceva. Dacă părintele nostru se face vinovat, între ghilimele, de ceva, vă spun care e vina dânsului. Dânsul a împărtășit credincioșilor, dreptei credințe, cuvintele și învățăturile Sfinților Părinți. Înaintea Sfinților Părinți a lui Hristos, asta a fost mărturia părintelui nostru. În al preasfinția sa, se îndreptățește și înaintea lui Hristos și înaintea Sfinților lui Dumnezeu cu părelnice, detalii ce țin de contabilitate și de facturi. Înaintea lui Hristos prevalează dreptatea și mila sa, iar dreptatea care ascunde, nedreptate și fățărnicie este străină de biserica noastră. Ne menținem poziția aceea firească de legătură duhovnicească cu înalt preasfinția sa Ciprian, pe care, ca și creștini botezați și ca și oameni care dau slavă lui Dumnezeu, ne rugăm pentru sănătatea și pentru luminarea minții sale și pentru slujire într-o mulți ani, așa cum o dorim cu toții și domnia sa, dar ne dorim ca aceasta să fie într-o dreptatea lui Dumnezeu și mila lui Dumnezeu și îl invităm cu tot dragul, deși n-a venit niciodată de când a fost întronizat, în mijlocul nostru, să ia pulsul vieții duhovnicești la cald, în praful și în osteneala și în lacrimile noastre. A pus arhiepiscopia presiuni fiscale mari pe bisericile? Nu, arhiepiscopia presiuni fiscale... Nu, din punctul nostru de vedere, arhiepiscopia face ce trebuie să facă pentru binele bisericii, ca instituție divino-umană. Noi suntem membri ai bisericii, nu numai arhiepiscopia este biserica, ci biserica este în întregimea ei. Clericii și poporul până la ultimul om. Aceasta este mărturisirea ortodoxă. În momentul în care în parohia noastră și în oricare altă parohie, ca celulă sănătoasă a trupului lui Hristos, apar urme de clericalism, adică de separare între ceea ce se înțelege clericii și laicii, cei care trudesc și se ostenesc la mântuirea lor, atunci e firește ca noi să reacționăm într-o bună cuvință și de aceea încă o dată ne menținem poziția de a sprijini pe părintele nostru Vatăr Georgică ca duhovnic al nostru și nu vom renunța la poziția noastră de susținere cuvincioasă și într-un adevăr, atâta vreme cât în alt preasfinția sa va ține cont de părerile noastre, înseamnă că îl slujește pe Hristos și dreptatea lui. Asta și dorim, nu o dreptate fățarnică, nu o dreptate care ascunde alte nedreptăți, ci o dreptate la lumina zilei, transparentă și pe care o dorim pentru binele nostru și pentru mântuirea tuturor sufletelor noastre. Totuși, sute de biserici din Vrancea și din Buzău au primit... ...despre care vorbim. Întrebarea dumneavoastră nu face obiectul a ceea ce v-aș putea lămuri cumva, nefiind în cunoștință de cauză. Ceea ce putem discuta...
ce v-ați adunat aici? Ce supărare aveți? Pentru că eu personal am contribuit la biserica asta personal. Începând la fundație și de când era cortul. Deci cu cărămii de betoane s-au adunat majoritatea oamenilor care au venit aici. Ne-a ajutat forșice. Părintele Vatră a lucrat cu mine personal la fier beton, la betoane, la forșice, la acoperiș. Și nu, deci nu sunt de acord să plece de aici. Și asta am încheiat. Dar ce veți face în continuare? Dacă totuși decizia... Nu intrăm în untru. Nu intrăm în biserică. Nu intrăm în biserică. Bun, deci ce veți face? Dacă cumva... punem lacăte la porți și nu lăsăm, indiferent ce preot vine. Da? Să fie clar, suntem atâția mii de oameni și de la alte parohii. Eu stau la 2 minute de casă, nu fac parte din parohia preotului Vatră, tocmai la cucuieții din deal pe Ștefan cel Mare, cum s-a făcut împărțirea acestui cartier, da? Cu mila lui Dumnezeu și cu duhovnicia dumnealui, a strâns bănuți cu bănuți, fiecare leuț de la o lumânare, de la eu știu, de-am ridicat această sfântă biserică. A stat zi și noapte ca pe un șantier, da? Să înțeleg că nu acceptați un alt preot aici. Nu, sub nicio formă. Deci punem lacăte pe porți, în praf, că noi aici, aici nu era decât câmp virant. Și părintele, alături de muncitori, a stat pe schelii, a vlăcuit, îl vedeam de în casă că stau la etajul 4 și chiar îi spuneam soțului meu, uite, așa un preot. La noi este un preot care e norea și stă un praf, nu ca la noi, pe marmură. Merită, deci dumneavoastră spuneți că... Nu primim pe niciun preot aici. Eu aparțin de fiindcă preotul nostru nu există, nu face nimic cu judecatul lui. Eu aparțin de cabina militară, tocmai pe bulevard. Și aici, cu palmele noastre, am făcut biserica asta. Biserica e a noastră, nu e a parohiei, nu e a nimănui. Părintele a muncit cot la cot cu oamenii. Și noi nu vrem să primim pe nimeni, afară de părintele nostru, care am crescut cu el când slujea în cort. Păi da. Și cu dânsul aici am muncit cu acolo. Și nu-l lăsăm să plecăm. Noi facem scut uman. Nu intră nimeni în această biserică fără acord enoriașilor. Enoriașii împreună cu părintele am ajutat la clădirea acestei biserici. Și biserica este a noastră, nu al domnului... Lui Ciprian. Nu dumneavoastră a făcut biserica. Trebuia să consulte enoriașii, nu pe noi. Vrea să aducă al părinte să-l ducă în biserică construită de dumnealui, nu de enoriașii, de părintele nostru. Noi facem scut uman aici, fără acordul nostru, nu să intre în această biserică. Personal. Noi vrem doar să transmitem un mesaj de susținere pentru părintele Vatră. Vrem să îndemnăm toți factorii de decizie să ne fie alături și să ia în calcul părerea noastră a enoriașilor. Vrem să spunem pe scurt că acest părinte, părintele Vatră Georgică, ne-a convins pe noi, tineri, copii și persoane mai în vârstă, să devenim oameni. Am crescut cu dânsul și nu acceptăm sub nicio formă ca altcineva, indiferent de ce persoană este vorba, să vină la noi în parohie. Noi îl susținem pe părinte și vom face orice demers legal, tot ce ne stă în putere pentru a încerca să îndreptăm această decizie. Vrem să spunem că suntem dispuși să mergem cu autocarele la Buzău. Știm că de acolo, pe parcursul timpului, ne-au fost tot amânate și prelungite perioadele de vizite. Nu ne primesc, nu știm de ce nu vor să ne spună. Să vină în mijlocul nostru, să ceară părerea oamenilor și apoi să ia o hotărâre îndreptățită. Vă mulțumim și contăm pe sprijinul dumneavoastră, fiindcă vedem că în altă parte nu are cine să ne asculte. Vă mulțumim din suflet.